suflet bun, unul la altul spun. La nimeni niciun rău să nu facem, la tot n-ați ajutăm. Frață bine să trăiască, să nu se mai găcerească. Peșeri, uriu ocolește și ne spune lumineaște. Ge bine să nu mai dați, dacă limba vă uitați. Gerai bătrâni, rostușuri, să mânăm și oficiaiului noastră și cultura noastră să o păstrăm. Cum trăiesc albinii roi, așa să trăim și noi. Să avem noroc, bucurii, casa plină de copii. Toamna să adunăm bucace, iarna să avem de toace. Iarna ușor să ne treacă, tot cu șuzător și cu placă. Viața mândră să ne fie, tot cu cântece și cu visalie. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în încercare, numai ne izbăvește de-a rău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și întotdeauna și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, preacucernice Părinte Vicar, binecuvântați! Doamne Iisuse Hristoase, Fiului Dumnezeu, blagoslovește adunarea asta noastră și pe noi robitei acum și întotdeauna și în vecii vecilor. Amin. La sărbătorirea a 10 ani de la ridicarea primei troițe de către Biserica Ortodoxă Română din Serbia de Nord-Est, după încheierea liturghiei, a avut loc o ședință comună a reprezentanților protopopiatului ortodox român al Daciei Ripensis și a membrilor Congresului Românilor din Serbia. Adunarea a avut loc în satul Sărmănovaț, Plasa Nicotim. Ședința a avut pe ordinea de zi două puncte. Primul punct, poziția comunității române, după 10 ani de la întâlnirea cu Jürgen Hermann, raportor special al adunării parlamentare a Consiliului Europei, și respectarea rezoluției 1632 din 2-10-2008, rezultată din această întâlnire, situația minorităților naționale din Voievodina și a minorităților etnice din Serbia. Punctul 2, poziția Bisericii Ortodoxe Române din Serbia de Nord-Est și atitudinea statului sârb cu privire la aceasta. La Consiliul Europei despre problema asta, situația când este vorba între relații între Serbia și România, avem informație că în curând o să fie ședința comună a Comisiei Mixte. Iohannis l-a invitat pe Vučić la New York să viziteze România. Eu vă pot spune că nu știu dacă ați văzut acum, ieri, altăieri, a fost dat pe Branicevo, acolo a fost și la televiziunea din Jagubița. Ei niciodată până acum, când a început anul școlar, nu a făcut vreo întâlnire de la Consiliul Național la cu învățătorii, cu asta, mascarada asta și-a făcut acum. Asta e reacția la aia și facem noi. Că am fost în România, că sunt niște semnale clare din partea României. La întâlnire a fost trasă concluzia că, deși membrii acestei organizații sunt mai bine organizați, statul nu îndeplinește recomandarea 1845 din 2008 din rezoluția 1832. Următorii pași ai Congresului Românilor din Serbia vor fi contacte mai intense cu reprezentanții guvernului sârb în cadrul întrevederilor, insistându-se pe respectarea recomandării 1845 din rezoluția 1632, cât și a protocolului privind minoritățile naționale, protocol româno-sârb privind minoritatea română vlahă din Serbia din anul 2012. Congresul Românilor din Serbia va trage un semnal de alarmă, atât la București cât și la Belgrad, privind necesitatea unei întruniri urgente a Comisiei Mixte Interguvernamentale pentru minoritățile naționale din Republica Serbia și România. Referitor la poziția Bisericii Ortodoxe Române din Serbia de Nord-Est și atitudinea statului sârb față de aceasta, Congresul Românilor din Serbia a făcut un anunț special pe care îl transmitem în întregime. Comunicat.
Cu ocazia sărbătoririi a 10 ani de la ridicarea primei troițe de către Biserica Ortodoxă Română din Serbia de Nord-Est, după încheierea liturghiei oficiate, a avut loc adunarea comună a reprezentanților protopopiatului ortodox român al Daciei Ripensis și membrilor Congresului Românilor din Serbia. Biserica Ortodoxă Română, de ziua Crucii din 27 septembrie, după calendarul vechi, 2007, a ridicat prima troiță într-un sat românesc împreună cu Federația Românilor din Serbia. Ședința a avut loc în satul românesc Sărmanovaț din Plasa Nigotin. Tema adunării a fost poziția Bisericii Ortodoxe Române din Serbia de Nord-Est și relația acesteia cu statul sârb în ceea ce o privește. Având în vedere atitudinea foarte negativă a Bisericii Ortodoxe Sârbe față de activitatea Bisericii Ortodoxe Române din afara Voievodinei, relevată de diversele comunicate, plângeri făcute la poliția locală de către preoții sârbi împotriva celor români, refuzul conducerii locale de a răspunde într-un timp util la cererile privind construirea de biserici lăcașuri de cult de către protopopiatul ortodox român al Daciei Ripensis, s-a ajuns la crearea unei situații insuportabile pentru credincioșii și reprezentanții Bisericii Ortodoxe Române din Serbia de Nord-Est. Prin monologul Departamentului Guvernului Republicii Serbia privind activitățile religioase prin care se comunică faptul că Biserica Ortodoxă Română nu are ce căuta în Serbia în exteriorul Voievodinei, a fost trimis mesajul atât Bisericii Ortodoxe Române, la fel ca și credincioșilor acesteia, membrii ai comunității românești, că statul sârb nu are dorința să fie respectată Constituția și legile în vigoare. Congresul Românilor din Serbia, țară în care membrii acestuia locuiesc, au informat reprezentanții conducerii din țara proprie în legătură cu aceste probleme prin memorandumuri și comunicări, deoarece aceasta este singura soluție posibilă, întrucât nu s-a ajuns încă la o întâlnire comună. Congresul Românilor din Serbia a avut mai multe întâlniri cu reprezentanții țării mame, România, atât în Serbia cât și în România, în care s-a discutat despre problemele cu care se confruntă Biserica Ortodoxă Română din Serbia de Nord-Est. Congresul Românilor din Serbia va cere o audiență la Patriarhia Bisericii Ortodoxe Române, astfel ca printr-un dialog direct cu Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române să fie prezentate atât situația actuală completă, cât și punctele de vedere privind rezolvarea problemelor existente pe teren. Sărmanovaț, 27 septembrie 2017, Congresul Românilor din Serbia.